Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Ne revedem la ordinea de zi. Este incendiara campaniei electorale parlamentară, motiv pentru care, bineînțeles, am în această seară din nou un invitat, domnul Ion Ciocea, candidat independent primar de Bustuchin, așa cum vă știe toată lumea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Mai sunteți primar sau acum sunteți în concediu? Păi, acum, sincer, ca orice om și de vorba aceea, e regula bunei simți și spun la urmă, nu poți să păcălești sau nu poți să împușca de o iepă și nu poți deodată și nu poți să păcălești cetățenii. Mi-am luat concediu, de fapt, când a venit momentul că după 20 de ani reușesc să-mi iau și eu concediu. Cel puțin știu că acolo scriptic, cum se spune, știu că mi-am făcut concediu, dar sunt în concediu și acum încerc să merg să mă întâlnesc cu cetățenii Gorjului. Văd că sunteți îmbrăcat în sunta de campanie. Exact. Vin din zona Alimpești, Polovraci. Am avut 10-15 tineri cu mine. Am fost în târgul de la Alimpești și după aceea am continuat și am bătut, cum se spune, la talpă, casă cu casă. Cum v-au primit oamenii? Să știți că mă simt bucuros că ia către oamenii după 26 de ani și-au dat seama că până la urmă, cred că tot un om și atunci mă refer la independent, este persoana care, până la urmă, ce spune și face. Și spunea, mă, dacă ești din partid, de numai că n-au mințit toți. Mă, eu sunt acum, sunt independent, nu mi-e rușine să spun că am fost într-un partid și încerc ușor și le spun de ce am plecat, de ce am ajuns aici ca independent și atunci oamenii spune, ei, dacă e așa, te vom vota. Deci, m-aș bucura ca oamenii. Dar eu cred că oamenii știu să facă. De ce vă spun că în 96 eu am candidat primar independent, da, la Bustuchin și am bătut tot PSD-ul. Și parcă ceva îmi spune ceva, știți cum este, chiar dacă am locul 13 pe buletinul de vot la Senat, că zic că e număr cu ghinion, pentru mine nu cred. Cred că va fi chiar de data aceasta, va fi un lucru bun și sigur pentru mine 13 va fi cel câștigător. Nu e prima dată când vă bate gândul să candidați, de data asta chiar candidați la parlamentare și aș vrea să vă întreb ce nemulțumire aveați dumneavoastră, de ce considerați că trebuie să fiți acolo în Parlament? Ce nu fac parlamentarii? Vă întreb pe dumneavoastră, telespectatorii știu și eu. Păi bine, acum știți cum este, trebuie să fiu eu, nu trebuie să fie altul, niciodată nu pot să mă ascund sau vocea să nu fie a mea. Și trebuie să spun răspicat că eu am crezut în oameni, bineînțeles că un partid e condus de oameni, de o conducere. Cred că nu că am fost credul, dar eu am fost un om mai simplu de la țară și am zis, dom'le, m-a ales lumea aici ca primar să fac lucrurile și tot ce am promis să încerc să le și realizez. N-am știut decât să duc votul peste 84% în fiecare mandat. Și la fiecare campanie, că aici vorbim de campanie de locale, vorbim acât de parlamentare, prezidențiale și așa mai departe. Asta este, cred că aici am greșit. Eu cred că trebuia să stau mai mult pe lângă șefii ăștia la județ, cei care au condus PSD-ul, ca să-mi pot da seama de caracterul și calitatea lor. Eu am fost un om care am crezut în mine, am crezut în oameni, eu am crezut că dată lumea e ca mine să ne facem treaba, era un partid mare, un partid în care mi-a plăcut întotdeauna să fiu fruntaș, dar până la urmă toți colegii mei primari, să știți că se bași, se luptă pentru a aduce rezultate mari, pentru că noi așa am fost, la urma urmei o echipă care împreună ne sunam după ora 12, la 13, la 14, la 15, din oră în oră, cât ai procent, ce ai făcut, cum ai scurs la vot, ce trebuie să fac și eu am făcut-o. Nu-mi pare rău, pentru că în viață nu trebuie să-ți pare rău de ce faci bun, să-ți pare rău de lucrurile rele care le faci. Și uite că acum mie nu-mi pare rău nici că m-am despărțit de acești oameni care conduc, de vârful. Și vorba de persoane care conduc, am înțeles că n-am voie să dau nume în campanie, dacă nu pot criticam, să dau. Nu criticăm, da. Haideți să ne concentrăm pe planurile exact, dumneavoastră. Și că aici vreau să vă spun. E adevărat că eu am colegii primari pe care îi respect și la care, sincer, am un sentiment și că de, până la urmă, n-am de remușcare, dar este așa neplăcut să știi că ai plecat, unde ai stat 10, 15, 20 de ani, că sunt mulți primari, cu 4 mandate, cu 5, cu 3, cu 2,
Și eram o echipă, eram o familie. Ei bine, eu mi-am ales calea asta gândindu-mă că trebuie să arătăm cetățenilor că chiar dacă am stat atât acolo, eu am stat cu un gând bun. În momentul în care am văzut că această echipă, această gașcă, că până la urmă găjile spui, în momentul în care tu câștigi niște alegeri, când câștigi alegeri democratice, când într-un partid 104 oameni ieși, îi pui să voteze, într-un cadru cât s-a putut de legal și corect, să zic eu, cu urne și cu cabine, să ieși pe locul 1 zis, într-o competiție de să te lupți cu ea, că tu fost un prefect, deputat, Weber, ministru exterior de stat, Ionică, CEO, directorul Ciurel, deci și nu mai dau nume, altele, și să fii pe locul 1 înseamnă că a fost un vot pe care mi l-a dat colegii mei, un vot pe care cred că îl meritam să fiu pe locul 2 după Victor Ponta la deputați, dar cred că lor nu le-a trebuit un om ca Ciocea, un om corect, un om care aduce voturi, ci probabil au vrut un alt gen de om, Weber, pe care l-au pus pe locul 2 și nu vreau să spun mai multe de aici înainte, pentru cetățenii chiar când eram și astăzi și ieri și alantieri în campanie, spuneau, lăsați domnul Ciocea, e bine că ați făcut asta, că o să-i dați o palmă, pentru că și noi știm de ce v-au aruncat de acolo. E bun, vă mulțumesc că știți, eu nu am vrut să ies cu lucruri de asta, eu am spus, mai bine vreau să vorbesc de ce voi face pentru dumneavoastră, asta că asta este mai important. Da. Ce n-au făcut bine cei care sunt acum în Parlament? De considerați dumneavoastră că trebuie să fie alții, că trebuie să mergeți acolo ca să faceți legile mai bune pentru oameni. Da. Haideți să le facem pentru oameni. Haideți să discutăm puțin, cel că este un loc de acolo și o paranteză. Ia uitați, eu mi-am intitulat platforma, hai să facem noi ce nu au vrut să facă ei. Ia să vedem. Da? E, aici și trebuie să mergem și mai departe până la planurile mele. Trebuie să fim corecți cu noi și dacă n-aș fi eu cel puțin, trebuie să spunem că și în Parlamentul actual și în mandatele trecute au fost și oameni bine pregătiți și oameni buni care să facă. Din păcate au fost mai puțin buni și mai mulți răi. Și de-aia probabil este comunitatea, societatea unde suntem noi, unde suntem acum. De ce spun asta? Pentru că, uite, acum vreau numai un exemplu care să vi-l dau acum. Ia uitați-vă, câte parlamente au fost de după Revoluție, câți oameni au fost prin Parlament. Ia uitați-vă acum, cadrul legal, cadrul care ia cât aceste alegeri, campania asta electorală. Uitați-vă, mai vedeți afișe pe Vanguard? Mai vedeți bani aruncați? E, uite că s-a găsit niște oameni deștepți, oameni în cap, că trebuie să spunem că nu e numai Ciocea, că mă duc eu acolo și eu sunt cel mai nu știu cum. E, a fost și uite, a făcut o lege perfectă, pentru că acei oameni când a spus hai să limităm pe decât afișe pe panouri de afișaj, în locurile permise, prin dispoziția primarului, s-au gândit pentru că oamenii au avut minte. Păi băi, fraților, se făceau ce camioane, vorbim, vagoane de afișe, ăia nu-s bani, banii aia luați de undeva, banii aia mai bine îi dădeam la copiii aia amărâți, la copiii aia care îi scoatem îi dăm la 18 ani, îi scoatem din aceste instituții ale care îi luăm și îi ținem și la 18 ani îi aruncăm în stradă, fără casă, fără masă, fără servici. Dar ce planuri aveți dumneavoastră pentru acești copii, de exemplu? Eu pentru acești copii, dacă voi ajunge parlamentar, îmi voi... Asta pot să fac eu ca parlamentar. Voi încerca să aduc lângă mine, parlamentar ca să luăm și să creăm niște inițiative legislative prin care acești copii, prin lege, să putem să-i ajutăm, să-i sprijinim prin lege, că nu se poate face altceva. Și asta o spuneam. Pentru mine este un lucru extraordinar să pot să ajut prin ceea ce pot eu să fac. Dar sunt multe, ia uitați-vă. Haideți să luăm pe segmentul ăsta, că tot am vorbit de segmentul ăsta social, de partea asta. Haideți să mergem până la acei copii, la acei tineri, care, uitați-vă, au ajuns să folosească substanțe enobotanice, să stea în cazinouri. Ați văzut, ajunge să fie dependente de anumite lucruri. Aici, ca parlamentar și cu mai mulți parlamentari, frumos să ghebăm o lege, o inițiativă legislativă, prin care să fie mai drastică legea, încât acei care fac acele liste de substanțe să nu le mai schimbe, să nu le mai înlocuiască pentru a putea să poată să ia bandul asta. Să ajutăm pe acești oameni și acești tineri prin legislația care o creăm, să le dăm locuri de muncă. Ia uitați-vă,
este un familist, că e tânăr. Dacă nu are un loc de muncă, ce să facă? Are ultimii bani în buzunar. Are ultimii bani în buzunar. Să o cere pe și aruncă la păcănele acolo, la... Pentru că va crede că el de acolo va lua bani mulți ca să poată să-și ajute familia. E, asta trebuie să facem noi, parlamentarii, dacă ajungem acolo. Să creăm legi, inițiativ, să modificăm ce este prost făcut și să venim cu inițiative de legi bune care să fie pentru cetățean. Vă mai dau tot aici, în partea asta socială. Ia uitați-vă, copiii. Câți copii sunt și vorbim de familii, de venitul minim garantat, pentru că numai de asta putem să vorbim, că noi o să facem țara asta de numai de oameni care... Asistat social, da? Dar, ei, ca să nu facem aici, țară de asistat social, păi, aici ziceți? Spun. Ce le creăm? Locuri de muncă la stat? Păi, ascultați-mă. Deci, aici, prin legile care le facem, noi trebuie să creăm acele locuri de muncă. Locuri de muncă ce îi dă? Îi dă salariul. Ce înseamnă că ai un salariu? Ai bunăstare. Și atunci nu-i mai vedeți nici pe tinerea la păcănele, nu-i mai vedeți nici drogați. Toată lumea spune că e bine să avem locuri de muncă, dar în ce domeniu? De exemplu, ei, uite, cum eu, ajutați da, economia dumneavoastră, da, eu, ca și parlamentar? Da, dar mama aici, mai am ceva pe social. Vorbesc de copii de asta. De ce să venim cu o inițiativă legislativă când aruncăm atâția bani și știți bine cum să aruncă? Să venim cu o inițiativă legislativă ca fiecare mămică și familie să aibă la început de an, printr-un tichet, să vină cu o sumă de bani, să venim ca el să poată să-și ia îmbrăcăminte și încălțăminte la copil. Eu mă uit și eu vin la talpă de acolo, eu văd la școală ce înseamnă să ducă nepotul meu la școală și cum se duce și când veți cei mai mulți, pentru că știm cu toții că oamenii au ajuns să trăiască din acel venit minim garantat. Ei, aici este problema și aici trebuie să muncim și să lucrăm noi parlamentari, să gândim pentru acești oameni. Și gândindu-ne, ce trebuie să facem? Uite, mă întrebați, da, să nu încep cu partea mea socioeconomică gândită în mediul rural. Hai să vorbim de acest CEO. Pentru că asta vreau să vă întreb. Cum creăm locuri de muncă? Păi unde? Cum creăm locuri cum de muncă? Cum avantajăm unitățile economice din ei, România aici, aici vreau să vă spun. Aici vreau să vă spun, că de asta vă spuneam de CEO. Este o lege și o știți cu legea companiilor străine. Păi noi facilităm și dăm atât dreptul la companiile străine în detrimentul celor românești ale noastre. Uite, aici era nevoie de un ajutor de stat, la CEO. Dar cine să se gândească la treaba asta? Cine? Acei parlamentari care i-am dus să miște dintr-un partid în altul, să fugă de la o curatură politică la alta? De ce? Pentru a-și găsi ei anumite avantaje. Ei, aici, dacă ei se gândeau la acest CEO, făceau o lege încât aceste companii românești, că nu mai avem, sunt cam terminate toate. Ei, dar le dăm ajutoare și le dăm și dăm facilități la companiile străine. Aici aș vrea să vin cu o legislație, să o modificăm, să venim cu inițiative în care, până la urmă, aici dacă am băgat niște ajutoare, ce am creat? Am menține locurile de muncă, cel puțin asta, și ușor ne-am redresat și am creat și alte locuri de muncă. Vă mai dau o chestie care astăzi, eu fiind în campanie, venind la birou, am avut un om din care lucrează prin energie, un om deosebit, a ieșit la pensie. Și a zis, domn director, domnilor, uite, eu sunt în campania asta, auzam un moderator că ce, o să vină și Ciocea să candideze, ce știți da despre energie? Bă, mama aici că nu știu nici limba franceză, parcă buceam la europarlamentar, sau nu știu, dar... Și zic, vă rog să-mi faceți și mie, că dumneavoastră vă știu după timpul celălalt, cât ce aveați în mintea dumneavoastră și știu cum ați minerit-o, cum l-ați urcat, cum ați creat locuri de muncă. Și asta mi-am găsit pe birou o hârtie pe care mi-a adus-o domn director. Și mi-a spus-o acolo frumos, nu o citesc, am citit-o odată, trebuie să mă uit peste ea. Și spune, domnule Ciocea, îți dau un singur exemplu. Numai dacă luăm o carieră, eu produc termo, produc curent, show ăsta. Eu îl dau la acest cu o sumă și îl iau la acest cu altă sumă. Numai reducerea aia care aș face, o să iau direct să-mi consum curentul care îl produc eu, la o carieră, aș investi astăzi, primul an. Adică ce înseamnă investiție? Că de la termo până în carieră sunt vreo 2500 de metri. Da, 3000, eu știu cât o fi acolo. Ăștia sunt niște cabluri, ce mai apă acolo, construcția asta în sine. Dom'le, să zicem că e 1 milion de euro. Ma. Ei, dar făcând asta acum, Și în aceste condiții în care cheltuiesc anul ăsta și banii ăștia, tot mai fac profit ca diferență de preț de 2 milioane 300 de euro.
2,3 milioane euro, da? Ei. Iar pe viitor? Iar pe viitor, gândiți-vă că în fiecare an nu mai cheltui nimic. Acum ai cheltuit un milion. Ei, vedeți, noastră, de aici țineai și echipa aia pandurilor, care era echipa de suflet, a noastră, a Gorjului. Până la urmă, eu și cu dumneavoastră suntem mai... Avem așa, dar sunt acei oameni care au pus bazele acestui CEO, care încă sunt pensionari, mai sunt pensionari, care aveau și ei un bun al oricerea, echipa de fotbal, pandurii. Ei, din acești bani, numai de aici, din ăștia 2,3 milioane de euro anual, gândiți-vă că cu ce mai... Asta era la o carieră. Numai din acest... Asta se reduce de 20% la preț de cost, la curent, cu cât îl iau de acest fapt, dacă îl luam la mine, ia grății o echipă de fotbal. Ei, deci, și locurile de muncă. Și locurile de muncă. Dar haideți să vă spun, cine să facă? Pentru ăștia nu interesează treaba asta, până la urmă. Pe mulți. Și nici parlamentare. Și uitați-vă, că nu trebuie multă știință aici. Aici să te duci direct, punct, ochi, punct, lovit. Te duci la specialist, nevoie. Să spună pe hârtie, învii cu o inițiativă legislativă. În al doilea rând, ia că de expropierile terenurilor. Vite-mă și dai o lege, nu trebuie nici proprietarul, trebuie plătit și el, dar o faci corect și faci un preț încât să fie pentru toată lumea. Nu să știu, vine pe aici, acum hotărând să vină cariera pe aici, du-te Ciocea și cumpără-ți tu nu știu câte hectare, că pe acolo trece. Nu, pe aici du-te tu, Popescule, da, aici unde suntem noi acum, că poate nu știu cei care se uită la noi, că centura e pe aici, undeva ați mutat dumneavoastră, da. Și le ia cu un leu și după aia așa milioane. Ei, ia câtă, asta este, și de aia se duce și s-a dus CEO acesta. E bine, ce înțelegeam de la mai mare director, ce domnul Ciocea, eu le-am spus la mai mare ăștia, CEO, să gândească și ei și să ia și la mine ce-i bun. Dar zice, asta n-a vrut să ia să mă asculte. Dar zice că au dat o hotărâre încât salariații care dau la câmp prin cariere vor fi sancționați. Aia a putut să o facă. Deci, așa am înțeles de la om. Deci, ia că ăștia sunt oameni care cum că, până la urmă, ca să-ți ia acest CEO, trebuie să vii cu manager neimplicați politic, clar. Da? Oameni capabili, uite cum a fost acest om care mi-a pus mie hârtia. Odată m-am uitat peste ea, să știți, și o arăt pentru că eu nu sunt de la să nu spun, întotdeauna mi-a plăcut că nu știam eu treaba asta. Și așa trebuie să facă un parlamentar, vedeți? Corect, să se informeze. Te-ai dus, te-ai informat. Și ai venit și ai făcut aici, vedeți? Este un sunt lucruri care se pot. Nu mai vorbim, am spus-o, cu terenurile. Dai o lege de expropiere bine și pentru cetățean și nu dai nici oameni afară. Și toată lumea mulțumită și mergem înainte. Acum, asta e pe partea asta energetică. Dar vorbeam și... De mediul rural. De mediul rural. Pentru că, câteva minute da, și vreau să... Eu pe programele mele acolo scriu, redăm viața satului Gorjan. Așa am scris. Cum? Ei, cum dăm? Eu m-am gândit, domne, uzine, fabrici nu mai putem să facem, da? Dar trebuie să modificăm legislația fondurilor europene, să aliniem la legislația europeană. De ce spun asta? Sunt foarte mulți bani care trebuie să-i aducem la cetățeni. Să facem acele ferme mici, medii, mari. Ceea ce și faceți dumneavoastră la Bustufin. Acum să vă spun, după aceea putem să facem, ia câte banii să luăm și să... Nu mai am Bustufin. Toți românii, că noi acum vorbim de români. Gorjenii sunt. Mai adinare erați primar și vedeam exemplu că da, ați făcut la așa. Comună. Ei, eu am făcut că am fost un tip care nu mi-a fost frică de nimic și de nimeni. Și ia că încă de 2-3 ani am încercat să fac ceva. Datorită birocrației, am reușit să fac cooperativa agricolă, să ajut spaniolii și nu pe spaniol. Că până la urmă nu ajut spaniolii, am ajutat cetățenii. Spaniolul nu ia nimic cu el, pentru că este acolo un colectiv de care conduce. Deci asta trebuie să înțeleagă lumea. Și aici să modificăm legea asta, ca oamenii să ia banii, să creăm acele centre la consultanță gratuită, dacă putem să o dăm, până când oamenii îi pregătim profesional, da? Și am spus-o, de ce mă bat, astfel odată să modificăm legislația, și a doua, mă bat pe modificarea legislației privind descentralizarea. Să nu mai fie birocrație. Și acum sunteți, că eu sunt la țară și dumneavoastră suntem toți, că știți cum spune, Veneția s-a născut la țară, spune o mare... Da. Să mergem până acolo încât să creăm acele birouri unice, dacă nu la fiecare primărie zonal. Ce înseamnă asta, domnule? Omul și-ar face un PF-ul,
Omul și-ar face, și-ar face o construcție ca să facă o fabrică. Dar autorizația la o mare de-l plimbi, îl ții de săsatul, îl durează 7 luni și ce nu mai fac. Ei, și vorbim de 0 grad de absorpție. Adică legislația fondurilor europene să poată fi captată de orice persoană. Poți, vrei să faci un proiect, să primești consultanță gratuită și chiar dacă se poate să iei cu 100%. Eu vreau să vă spun adică că... Adică fără cofinanțare. Asta este și la afară și în toată lumea. Deci la început am înțeles, domnule, să fie așa. Dar la noi nu se deșteaptă ăștia, nu se trezesc. Odată, credeți-mă, am vrut să fac, să-l ajut pe spaniol. Aveam acolo la seciuri că în condițiile legii am concesionat, aveam de la cariera Bustuchini, spune MS seciuri. Când au închis-o, ni l-a dat noi că am primit-o prin hotărâre de guvern seciuri. Și n-a lăsat-o așa și a dat-o primărie. Și început să lăsăm fure, uși, ferestre. Mă gândeam să iau 4 gardieni, să-i pun acolo. Gândiți-vă și cheltuielile care erau. Da, nu câștigai nimic. Da. Și la un moment dat le spun la copilare, hai mă, fraților, să vă dau, uite, în condiție lege, concesionăm această clădire, că a spus 25.000 de butași, de mur, în zona a pus cei care s-a asociat. Gândiți-vă că viitorul, anul ăsta, nu o să aveți producție mare, o să aveți de mâncat, de gustat, să dăm la copii, dar în anul viitor, ce o să faceți? O aruncați pe apă? Murele, da, așa. Și atunci, hai să facem asta. I-am ajutat, au concesionat, nu pot înțelege, nu mi-e frică, vă spun, să vină să se verifice. Niciodată n-am vrut să vadă decât lucruri bune. Dar ce am câștigat? Că nu mai pun acei panici acolo, să-i plătesc din banii primăriei și iau și niște bani redevența care se ia la concesionare. Iar nu e mare. Nu e mare, 100 de euro. Proprie. Dar aduc niște bani. Și acum dacă... Și oamenii și-au găsit un exact, loc de muncă. Exact, asta e una. Dar doi, această clădire am prins-o într-un proiect european care acum trebuie să e depus și așteptăm finanțarea lui. Să facem un depozit de refigurare, congelare. Dragi telespectatori, domnul Ion Ciocea foarte activ așa și foarte hotărât pe treabă, dar o să vă mai invit în alte emisiuni următoare și continuăm discuția. Da, o să vin că am mult de spus. Aș vorbi o zi, cred că dacă se poate, pentru că eu vorbesc din practică, eu vorbesc din ce am făcut, corect, din ce trebuie să se întâmple. Ce trebuie să se întâmple, deci avem nevoie exact, în țara asta. Exact. Bine, vă mulțumesc pentru prezență, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, domnul Ion Ciocea, candidat independent la Parlamentul României, la... Senator independent. Senator independent. Și mă găsiți pe buletinul de vot, pe ultima pagină, locul 13. Aoleu. Pentru unii cu ghinion, pentru mine a fost cu noroc întotdeauna asta, pentru cei la PSD, dar nu pentru toți. Că acolo sunt și mulți oameni deosebiți. Mulțumim pentru atenție, la revedere!